Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune de sănătate. Astăzi vom vorbi despre cele mai frecvente afecțiuni ale glandei tiroide. O avem alături de noi pe doamna dr. Chira Imaria, medic primar endocrinolog. Bine ați venit, doamna doctor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Doamna doctor, aș vrea așa pentru început să le spunem telespectatorilor noștri ce este de fapt glanda tiroidă. Glanda tiroidă este o glandă endocrină unică, situată la baza gâtului, sub regiunea anatomică cunoscută ca și mărul lui Adam, respectiv aici, nu aici, cum spun mulți pacienți care vin la control, respectiv că ei constată că în ultima perioadă li s-a mărit în volum glanda tiroidă și mi-arată regiunea sub mandibulară, care este de fapt o zonă de țesut adipos. Deci este situată la baza gâtului, ajunge în zona respectivă în jurul vârstei, în perioada intranatală, în aproximativ în săptămâna 8-a de viață intrauterină. Locul de formare a glandei tiroide este baza limbii, respectiv o regiune anatomică cunoscută ca planșeul orofaringelui primitiv. Deci de la baza limbii coboară în jurul săptămânii 8-a de viață intrauterină, de-a lungul ductului tireoglos și la sfârșitul săptămânii 8-a de viață ajunge în loja definitivă, respectiv loja tiroidiană. Să locuie acolo unde trebuia să fie. Da, acolo unde trebuia să fie. Cunoscând acest traseu al parcurs de tiroidă în perioada embriofetală, se pot explica și mai multe anomalii anatomice care pot fi întâlnite în prima copilărie sau până la vârsta adultă. Respectiv, sunt trasee de defecte de migrare ale glandei tiroide, de multe ori rămâne ancorată la baza limbii sau undeva pe traseul ductului tireoglos, deci pe traseul de la baza limbii până la baza gâtului. Sau poate migra în regiunea intratoracică. Acum, m-ați putea întreba, de exemplu, de ce, dacă are vreun rol în dezvoltarea embriofetală, având în vedere că este unul dintre organele care se formează și este situat în loja definitivă încă din săptămâna 8-a de viață. Sau eu vreau să vă întreb, că deși o glandă atât de mică este atât de importantă pentru buna funcționare a organismului. Și aici aș vrea ca să ne explicați de ce este atât de importantă. Da. Ce face ea? Am să revin tot de la perioada embriofetală, când joacă, pentru că unul dintre rolurile ei cele mai importante este în creștere și dezvoltare. Are un rol extraordinar de important în dezvoltarea creierului fetal. Copiii care se nasc fără tiroidă, pentru că sunt și astfel de cazuri, dacă nu sunt puși pe tratament în primele zile după naștere, maximum în primele 3 luni, rămân cu un deficit neuromotor pe tot parcursul vieții, care este cu atât mai dificil de recuperat cu cât tratamentul se începe mai tardiv. Da. Deci, cum spuneam, în săptămâna 8-a ajunge la baza gâtului, iar din săptămâna 12-a este o glandă perfect funcțională. Incredibil. Da. Dar până la naștere, un rol important în dezvoltarea fătului joacă și tiroida maternă. Și e important să fie și mama sănătoasă. Este important să aibă și mama o tiroidă, o funcție tiroidiană perfectă și copilul, dar mult mai important este în perioada respectivă funcția tiroidiană a mamei. Și lucru care am observat că lumea nu-l prea cunoaște, nici femeile însărcinate și, din păcate, nici unii colegi ginecologi. Chiar am avut un caz, o gravidă în luna a patra, o hipotiroidiană, deci o pacientă cu insuficiență tiroidiană, care era pe tratament înainte de a rămâne însărcinată și căreia medicul ginecolog i-a recomandat să întrerupă tratamentul. A fost nevoie să duc o muncă destul de serioasă de lămurire cu ea și să-i explic ce rol are glanda tiroidă și hormonii tiroidini în dezvoltarea creierului fetal. N-ar fi pornit dintr-o oarecare temere de a cum interacționează medicamentele pe fondul Ba da, din prudență. Deci medicul respectiv chiar vrea să se-i facă un bine în momentul în care i-a propus această întrerupere a tratamentului, numai că în ultima perioadă s-au făcut tot felul de studii, descoperiri, cercetări
prin care s-a dovedit clar rolul hormonilor tiroideni matern în dezvoltarea creierului fetal. În prim placentă, înainte se știa că nu, hormonii tiroideni materni nu traversează bariera fetoplacentară. Deci, de asta nu pot să spun că greșelile sunt extraordinar de mari și de neiertat, pentru că sunt lucruri recent descoperite. Nu de mult s-a descoperit că hormonii tiroideni materni traversează bariera fetoplacentară și că ei ar fi practic responsabili, ar juca rolul princeps în dezvoltarea creierului fetal. La nivelul placentei funcționează niște substanțe numite deodaze care au rolul de a inactiva hormonii tiroideni atunci când sunt în exces și de a furniza, contribuind la metabolismul hormonilor tiroideni materni, de a furniza embrionului iod. Pentru că și iodul, alături de hormonii tiroideni, au același rol în dezvoltarea creierului. Și ca să vă aduc un argument în acest sens, aș vrea să vă spun doar că copiii care se nasc fără tiroidă, respectiv copiii cu agenezie tiroidiană... Dar cât e de frecventă un astfel de caz? Cam unul la... Acum, datele variază. Am găsit și frecvențe de 1 pe 1800 sau, de exemplu, de 1 pe 10.000. Variază în funcție de zona geografică. În țara noastră sau în zona noastră geografică, cred că ar fi cam cu o frecvență de 1 la 20.000, cel puțin. Ținând seama de, da, foarte rar. Dar extrem de importantă, pentru că dacă un astfel de tratament nu se începe la momentul potrivit, copilul respectiv rămâne cu un retard neuropsihic pe toată viața. Deci, practic, este un dependent social și familial și cu care... un om cu o calitate a vieții extrem de redusă, practic dependent total de familie și de societate. Așa, dacă tiroida mamei este sănătoasă și copilul este diagnosticat la naștere și se începe imediat tratamentul cu hormon tiroidieni, acești copii ajung adulți normali. Și de asta am dat acest exemplu, pentru că am vrut să arăt că chiar în absența tiroidei fetale, dacă funcția tiroidiană a mamei este bună, copilul se naște normal din toate punctele de vedere, dacă este început tratamentul imediat după naștere. Da, o primă condiție... Să se înceapă tratamentul. Cum se poate începe acest tratament? Făcându-se determinările de hormon tiroidien încă din primele zile de naștere. Momentan, în țara noastră, sunt puse la punct astfel de programe de screening a hipotiroidismului congenital și... cazurile sunt depistate din primele zile de viață, sunt puse imediat pe tratament și practic să sperăm că în următorii ani frecvența acestor tip de boli să se reducă foarte tare, adică cel puțin chiar dacă ele sunt diagnosticate, să consecințele netratării să fie mult mai rare. Doamna doctor, pentru că vorbeam aici și de o mică statistică spunându-ne cam câte astfel de cazuri revin la numărul de populație, din experiența noastră la cabinet, ce ați remarcat? Cum stăm noi sătmărenii la capitolul afecțiunii ale glandei tiroide? Ce ați sesizat? Sunt frecvente bolile glandei tiroide. Acum depinde de tipul de boală. Unele sunt foarte frecvente chiar și mă refer aici la gușile nodulare sau la nodulii tiroidieni care pe studii ecografice ajung până la o frecvență de 30-40%. Unele studii necropsice făcute pe persoane de după 60 de ani raportează date de peste 70%, deci în frecvența gușilor nodulare. Bolile autoimune tiroidiene, și mă refer aici la cele mai frecvente, cum ar fi tiroidita Hashimoto și boala Graves-Basedow, sunt cu o frecvență cam de 5-7%. E mult, e puțin? Este destul de mult, este aproape comparabilă. Deci bolile autoimune tiroidiene echivalează ca și frecvență diabetul zaharat de tip 1. Deci poate chiar le depășesc ca și frecvență diabetul zaharat de tip 1. Nu am terminat să vă spun despre morfologia tiroidei. Deci este, așa cum am spus, situată la baza gâtului și înaintea submărului Adam. Are doi lobi. Este important de știut pentru cetățeni și pentru medici că mărimea unui lob tiroidean este echivalent cu mărimea policelui persoanei respective. Fiecare om aproape și-ar putea palpa glanda tiroidă simplu printr-o această manevră. Haideți să-i arătăm cum ar putea să facă. Așa, prin această manevră. Sus, dacă, de sus în de jos? Sus în jos. Este
este strâns legată de structurile laringotraheale, deci de arborele respirator, așa încât în timpul deglutiției urmează mișcările ductului laringotraheal și este un organ superficial. În momentul în care apare o mărire în volum sau un nodul care este cât de cât mai măricel, se poate observa la simpla mișcare de deglutiție. Deci se poate observa? Se poate observa, exact, de către anturaj. De cele mai multe ori așa și ajung bolnavii la noi. Observând anturajul, observă deformarea regiunii cervicale anterioare sau, bineînțeles, medicii de familie cel mai frecvent sau medicii de altă specialitate. Secretă hormonii tiroidieni, respectiv T3 și T4, de care majoritatea oamenilor au auzit, întrucât în județ sunt multe laboratoare care fac deja aceste determinări zilnic și cu o rapiditate destul de mare, în sensul că dimineața se recoltează sângele și la amiază deja se eliberează rezultatele. Este un mare pas înainte în endocrinologie, pentru că eu, de exemplu, când am început rezidențiatul în endocrinologie, așteptam câteva zile până când aveam aceste rezultate gata. Și era pentru noi o foarte mare bucurie când veneau rezultatele de laborator și puteam în sfârșit să confruntăm diagnosticul clinic cu diagnosticul de laborator și să avem un diagnostic final. Dar ele sunt suficiente ca să se poată pune un diagnostic în privința unei afecțiuni a glandei? Da, TSH-ul și FT4 orientează foarte mult. Și iarăși o mare bucurie de care am avut parte în ultima vreme este faptul că aceste determinări se fac la nivel de cabinet de medic de familie. În ultima vreme, cred că în ultimele luni, eu nu am fost informată, dar am observat de pe analizele cu care vin pacienții la consultație, că aceste analize sunt cerute prin casa de asigurări chiar de către medicul de familie, ceea ce este de foarte mare folos și pentru pacient, în primul rând, și pentru noi ca medici, pentru că ne ușurează foarte tare munca. Sunt de părere că aceste determinări ar trebui făcute mult mai frecvent decât se fac, întrucât incidența bolilor este în creștere, vârsta la care apar aceste boli este în scădere, sunt tot mai mulți copii care vin la cabinet cu boli tiroidiene în stadiu destul de avansat și la vârste mici, respectiv 8-10 ani. De ce cauză? În contextul creșterii în general a bolilor autoimune. Deci este o creștere extraordinară în frecvență a bolilor autoimune, nu numai a bolilor autoimune tiroidiene. Boli autoimune înseamnă, de exemplu, și poliartrita reumatoidă, scleroza multiplă, sclerodermia, lupusul eritematos diseminat. Sunt boli care, de exemplu, în studenții mei, eu am terminat în 90 facultatea, le întâlneam extraordinar de rar și era câte un caz într-o clinică universitară mare și ne duceam toți studenții pe rând să vedem un astfel de caz. E, acum sunt zile în care intră unul după altul în cabinet. Deci este o creștere în general a frecvenței bolilor autoimune și în acest context și a bolilor autoimune tiroidiene. La fel ca și cum există o creștere a incidenței cancerului în general și la fel și a cancerilor tiroidiene. Dar cum se ajunge aici? Deci, dacă spuneați dumneavoastră în 90, și uitați că după atâția ani... Cum se explică această creștere a incidenței? Da. Odată prin bolile autoimune tiroidiene au crescut și am mai și scris un articol acum vreo 10 ani într-un ziar local, cum că ne așteptăm și în județul Satu Mare ca și în toată țara, la o creștere a incidenței bolilor autoimune tiroidene prin procesul de iodare a sării. Acum, sigur că iodarea sării este un lucru bun care s-a făcut, este un lucru bun pentru populație și pentru sănătate, dar ca și orice lucru bun are și o părticică mică, o părticică mai rea, în sensul că după iodarea sării a crescut această incidență a bolilor autoimune tiroidiene și chiar și o ușoară creștere a incidenței cancerului tiroidian. Numai că cresc formele diferențiate de cancer tiroidian, adică formele care sunt mai puțin agresive și care sunt curabile 100%, cu un tratament făcut precoce și corect. Păi înseamnă că... Unul dintre factori ar fi că iodarea sării. Un alt factor care ar duce la creșterea incidenței bolilor endocrine sunt substanțele toxice din alimentație, sunt multe.
și care sunt recunoscuți ca și disruptori tiroidieni, care au rol în apariția tuturor bolilor tiroidiene, inclusiv gușile nodulare, afecțiunile autoimune tiroidiene, hipofuncții, hiperfuncții, sunt multe. Și tot ca factor etiologic important în apariția bolilor tiroidiene este lipsa iodului. Tocmai din cauza acestei lipse a iodului s-a trecut la procesul de iodare a sării, a uleiului, a pâinii, tocmai din cauza deficitului de iod, care, în ciuda faptului că s-a trecut la acest proces de iodare a alimentelor, încă este prezent în județul nostru. Ne situăm la nivel național printre județele cu un deficit moderat de iod. Și deficitul de iod, sigur, favorizează și el o grămadă de boli tiroidiene, printre care hipotiroidiile și gușile nodulare. Astea sunt mai frecvente. Da. Sunt frecvente gușile, în primul rând gușile sunt mai frecvente, care sunt normofuncționale, și sunt mai frecvente bolile autoimune tiroidiene, ca pe locul 2, ca și frecvența afecțiunilor tiroidiene. Ar fi după aceea tiroiditele autoimune și tiroiditele subacute sunt iarăși frecvente în sezonul rece, primăvara, toamna, iarna. Asta și ce înseamnă? Tiroidite subacută, da. Este o afecțiune tiroideană care este dependentă de infecțiile virale. A, deci nu... Sunt virusuri cu tropism tiroidian, care determină o inflamație a glandei tiroide, exact așa cum determină, de exemplu, o inflamație la nivelul mucoasei nazale. Este și cunoscută cu sub numele de tiroidită subacută, pentru care o evoluție scurtă, cam de 6-8 săptămâni. Și cum poți să o depistezi? Se depistează simplu, bolnava are o simptomatologie destul de evidentă clinic, dureri mari în loja pe care am arătat-o că fixează glanda tiroidă, care urmează unui episod viral, este însoțită de febră întotdeauna și de o hiperfuncție tiroidiană, pentru că ce se întâmplă în tiroiditele astea subacute, apare un proces de distrucție a glandei tiroide și de eliberare masivă a hormonilor tiroideni în circulație. Practic este vorba de o hipertiroidie, de o tireotoxicoză practică. Nu este o hiperfuncție a glandei tiroide, este numai un nivel crescut al hormonilor tiroidieni în sânge care se comportă ca și o hipertiroidie. Se depistează ușor prin prezența tabloului clinic, respectiv durere, episodul viral în antecedente și câteva probe biologice care se fac foarte repede, un VSH care este de obicei foarte mare, cea mai mică valoare este în jur de 50, am văzut și VSH-ul de 150 în tiroiditele subacute, valoarea lui normală simtându-se undeva între 10 la oră și 20 la 2 ore. Mai sunt și alte probe biologice de inflamație, care, mă rog, cum ar fi proteina C reactivă, fibrinogenul, care iarăși sunt modificate. Și tabloul clinic hormonal este de hipertiroidie, adică cu T4 și FT4 crescut și cu un TSH foarte inhibat, dar, mă rog, asta cred că sunt... Eu mă gândesc care... puțin la pacienți, că poate nici nu se gândește că ar fi o problemă, cum o semnalați dumneavoastră, și începe să caute, se mai uită și pe net, mai încearcă să găsească în stânga, în dreapta, ce se întâmplă cu el, mai aude de la un prieten, de la altul, că uite eu ce am luat, uite ce am făcut, merge la farmacie și nu-i trece problema. Acum, fiind o afecțiune care se manifestă cu durere, dacă ne-am oprit la tiroiditele subacute, da. Pentru că e sezonul rece. E sezonul rece, da. Fiind o afecțiune care se manifestă cu durere, pacienții ajung de multe ori la orele, pentru că este o durere în zona anterioară a gâtului, pacienții o asociază imediat cu patologia orele, chiar și medicii de familie, și care unii dintre ei își dau seama imediat că este vorba de o afecțiune tiroidiană și trimit pacientul la endocrinolog. Avem colegi oreliști care s-au învățat să trateze tiroiditele subacute și le tratează foarte bine. Sau pacientul pleacă de la orele nediagnosticat, spunându-i se că din punct de vedere orele este sănătos și nu mai știe ce să facă. Și atunci mulți dintre ei apelează într-adevăr, așa cum ați spus, în farmacii, de unde primesc tot felul de medicamente antiinflamatoare, antialgice. Antiinflamatoarele merg foarte bine în tiroiditele subacute și simptomatologia cedează, dar nu se vindecă. Deci este un tratament care trebuie urmat corect ca să ajungi la o vindecare, la o restituție ad integrum, cum spunem noi, adică da. O vindecare fără sechele, care chiar și atunci când apar, chiar și atunci când te străduiești să o tratezi cât mai corect, apar totuși într-un procent de 10%, mă refer la sechele.
Deci pacienții ajung în farmacii, își procură antiinflamatoarele, se tratează. La unii dintre ei au noroc pentru că au profilul genetic de așa natură încât evoluția lor este scurtă. Unii evoluează, deci trec prin acest episod dureros, prin faza de hipertiroidie și evoluează spontan pe vindecare fără niciun fel de tratament. Sunt care își folosesc aceste antiinflamatoare, unii dintre ei se vindecă, alții ajung la noi și sunt și pacienți care, după ce au ajuns la endocrinolog și i-am pus pe terapii destul de agresive, urmează, intră în remisie, apar recidive, din nou remisie, tratamentul al recidivei și tot așa până când se ajunge la tiroidectomie. Sunt rare cazurile astea, deci nu vreau să speriu pacienții și practic nici nu aș vrea să se sperie în general pacienții de bolile tiroidiene, pentru că sunt niște afecțiuni care sunt ușor de diagnosticat, sunt foarte ușor de tratat, sunt în majoritatea cazurilor reversibile. Singura condiție este să ajungă la endocrinolog cât mai repede și să urmeze sfatul endocrinologului așa cum îi se cere. Aș vrea să spun, deci în general pacientul trebuie să fie relaxat, deci nu are un bolnav cu afecțiune tiroideană de ce să se teamă. Aproape toate bolile tiroidiene se pot vindeca, în afară de carcinoamele nediferențiate, care din păcate au un prognostic infaust, în 6 luni se ajunge la deces din momentul diagnosticului. Și sunt două boli pe care aș vrea să le menționez, care netratate la timp rămân cu sechele definitive. Și aici este hipotiroidismul congenital de care v-am vorbit, care dacă nu-l tratezi în primii ani de viață, retardul neuropsihic este pe toată viața. Dacă îl tratezi, de exemplu, încep să-l tratezi pe la 4-5 ani, copilul recuperează din retardul neuropsihic, dar ritmul lui de creștere deja va fi alterat. Cu cât îl tratezi mai târziu, la un copil cu hipotiroidism congenital, îți dai seama după nivelul retardului neuropsihic și după înălțimea taliei la vârsta la care a fost început tratamentul. Dacă tratamentul a fost cu cât îl încep mai târziu, copilul rămâne mic. Deci el nu crește. Un copil cu hipotiroidism congenital netratat este și cu în retard total neuropsihic și are înălțimea cam de 1 metru, 1,20 m. Foarte mic de statură. Da, deci sunt cunoscute nanismele hipotiroidiene care se tratează numai cu hormon tiroidien. Deci asta este o boală irreversibilă, deci dacă nu o tratezi la timp, nu mai e ce să faci mai încolo. Și mai este, sunt hipertiroidiile care apar la persoane și tinere și în vârstă. Dar aici aș vrea să mă refer la persoanele tinere, pentru că de multe ori tinerii fac hipertiroidie, se manifestă, ei tolerează ușor hipertiroidia, pentru că o hipertiroidie te face să fii un pic mai activ, mai hiperdinamic, îți conferă un faces mai plăcut, chiar stârnești simpatia celor din jur fiind hipertiroidian, vin la medic, se tratează, întrerup tratamentul, se învață să trăiască cu hipertiroidia. Ce este grav este că în timp fac cardiotireoză, deci fac o afectare a mușchiului cardiac, care dacă nu intervii la timp și asta se poate complica cu tot, de exemplu, este cardiomiopatia dilatativă care apare în hipertiroidiile netratate sau rămân cu tulburări de ritm după o evoluție lungă a hipertiroidiei care nu mai pot fi convertite în ritmul sinusal normal. Și deci astea sunt cele două afecțiuni în care care netratate la timp pot să spun că sunt cu consecințe de nereparat. În rest, cum spune dumneavoastră, n-ar trebui să constituie o problemă sau un semn de îngrijorare. Nu trebuie să pot fi tratate exact. Dacă se respectă tratamentul. Dacă se respectă tratamentul. Ai toate șansele să te vindeci și poate să recidiveze, cum spunea dumneavoastră, nu neapărat. Acum depinde de tipul de boală. De exemplu, hipotiroidiile. Sunt hipotiroidii, de exemplu, care apar în bolile autoimune, care de cele mai multe ori sunt fără gușă, sunt hipotiroidisme atrofice, zicem noi, la care este suficient tratamentul de substituție cu hormon tiroidieni. Ăsta, dacă îl faci corect, toată viața, e adevărat, nu ai probleme. Ești exact ca un om care nu are niciun fel de afecțiune. Sunt, de exemplu, hipotiroidisme care însoțesc gușile nodulare.
Aici problema e un pic mai complicată, în sensul că totul se raportează, tratamentul este același, se dă tratamentul de substituție cu hormon tiroidien, dar trebuie să ne uităm tare și la dimensiunea gușii. Dacă trebuie să avem grijă ca nodulii respectiv să nu fie malign. În cazul în care există suspiciune de malignitate, se face tiroidectomie. Deci aici tratamentul se complică un pic. Sau, de exemplu, dacă sunt guși mari compresive, chiar dacă suntem siguri că sunt benigne, deci sunt nodul benign, iarăși trebuie extirpați pentru că comprim ori căile, ori esofag, ori căile respiratorii, ori nervii recurenți și sunt cu disfonie, răgușala. Doamna doctor, ce ați observat dumneavoastră? Boala aceasta, afecțiunile glandei, sunt mai frecvente la bărbați sau la femei? La femei. De ce? Estrogenii, din cauza estrogenilor și a sarcinilor, joacă un rol important în apariția bolilor tiroidiene. Și aici? Și sarcinile. Sarcinile. Și da. Ce ar trebui să se facă? De exemplu, din perioada în care femeia este însărcinată, pentru a preveni anumite complicații. Da, asta este o întrebare foarte bună și are legătură cu începutul discuțiilor, cu discuțiile de la începutul emisiunii. Trebuie făcut screeningul hipotiroidismului la femeia gravidă. Deci patologia tiroidiană la femeia gravidă diferă față de patologia tiroidiană la femeia care este neînsărcinată. Chiar și valorile de laborator ale hormonilor tiroidieni sunt altele decât ale la femeia gravidă decât la femeia neînsărcinată. Iar aici ar trebui să prescrie medicul de familie sau cine ar trebui să prescrie? Sunteți însărcinată, mergeți, doamnă, să vă faceți și deci, un printre analizele care se fac înainte de a rămâne însărcinată, deci să fie clar, întrucât s-a introdus screeningul bolilor endocrine, tiroidiene, la nivel de medicină primară și medicul de familie are dreptul să ceară prin casa de asigurări determinările de TSA și de FT4, ar trebui ca acestea să fie făcute cu oarecare periodicitate. Asta depinde și de încărcătura familială în boli ale tiroidei ale persoanei respective. De exemplu, dacă o persoană care provine dintr-o familie în care sunt mulți sunt pacienți cu boli endocrine, ar trebui, de exemplu, să fie scrinați anual. Anual să li se facă probele tiroidiene. Restul, care nu au antecedente heredocolaterale de afecțiuni tiroidiene, ar trebui cel puțin la 2 ani să se facă și dacă constați o perioadă de 5-10 ani că nu descoperă afecțiune tiroidiană, se pot rări controlele, dar trebuie făcute cu o frecvență cam de 2-5 ani la persoanele fără afecțiuni tiroidiene în familie și anual la persoanele cu afecțiuni tiroidiene în familie. De la ce vârstă considerați noastră că ar fi bine să facem? La cei cu afecțiuni tiroidiene cât mai repede, la cei cu afecțiuni care nu au antecedente în familie, dar în cazul unui copil care se dezvoltă normal, crește și se dezvoltă frumos, nu ar trebui mai repede de 10 ani, dar după vârsta de cam de 10 ani și mai ales în jurul pubertății, iarăși debutează multe boli endocrine, iarăși e o perioadă când ar trebui făcute determinări mai dese, chiar și la persoanele care nu au antecedente de boli endocrine. Pentru că, așa cum vă spuneam la început, deci hormonii tiroideni au rol în creștere, în dezvoltare, dar și în funcția reproductivă. Deci copiii cu boli tiroidene nediagnosticate pot să intre mai repede în pubertate, pot să facă pubertate precoce sau să facă pubertate sau să intre târziu în pubertate, să facă o pubertate tardivă. Și ca să termin cu rolurile hormonilor tiroideni, au rolul și în metabolismele, deci în toate procesele metabolice intervin. Proteine, glucide, minerale, lipide și au receptori la nivelul tuturor organelor și sistemelor. Sunt cunoscuți acești receptori, este cunoscută structura receptorului. E o glandă atât de mică și uitați câte poate să facă dacă nu are 25 de grame în medie și volumul este cam de 18 ml la adult. Deci, așa cum am spus, un lob este cât dimensiunea policelui adultului. 25 de grame. Și uitați câte probleme poate să dea. Da. Și este reglată, pentru că o bună funcționare a glandei tiroide presupune o integritate a întregului ax hormonal tiroidian, care începe de la nivelul hipofizei, mai sus hipotalamusul. Hipofiza, să nu vă spun că este o glandă și mai mică decât glanda tiroidă, secretă 5 hormoni,
este, are, deci este, este situată într-o depresiune a osului sfernoid, care este situat la baza creierului, care are un, cam 1 pe 1, un cam un centimetru cub. Are depresiunea respectivă, care adăpostește, se numește șaua turcică, și ea adăpostește glanda hipofiză. Și glanda hipofiză secretă vreo 5 hormoni, dintre care și hormonul TSH, de care tot auzim că se vorbește, și care, practic, este responsabil de buna funcționare a glandei endocrine. Ca să avem o bună funcționare a întregului ax tiroidian, trebuie, este nevoie și de o bună funcționare a glandei hipofize și a hipotalamusului. Și ele interacționează, sunt interdependențe? Da, și... da, poți să ai o glandă tiroidă, deci mă refer la glanda tiroidă din loja tiroidiană, adică la chiar pur numai la glanda tiroidă, perfect normală dacă, de exemplu, ai o tumoră care îți ocupă întreaga hipofiză și ai o insuficiență hipofizară și practic nu ai acel TSH despre care vorbeam, tiroida nu își poate exercita rolurile. Incredibil. Doamna doctor, tot se vorbește de stres. Acum, stresul e responsabil pentru o grămadă de afecțiuni, da. Sau cel puțin așa ne spun nouă specialiștii, că da. E tare mult stres. Da. Cât de mult influențează stresul? Foarte mult. Funcția glandei? Influențează mult mai mult decât, decât am înțeles eu citind în cărți. Muncind, am văzut într-adevăr cât de tare, cât ce impactul stresului asupra glandei tiroide. De exemplu, un pacient, am pacienți care vin la control odată la 8-10 luni sau chiar odată pe an. În momentul în care vin și vin cu rezultatele și le mai fac și câte o ecografie tiroidiană, după aspectul ecografic și după felul cum au ieșit analizele, îmi dau să îi și întreb dacă au trecut printr-o perioadă stresantă, și cei mai mulți spun că da, și discutăm câte ceași despre tipul de stres, să-mi dau seama într-adevăr în ce măsură stresul a influențat evoluția bolii respective. Stresul are un rol important și în declanșarea bolilor tiroidiene și în evoluție. Un pacient pe care nu-l scoți din mediul stresant, chiar dacă îi faci un tratament corect, răspunsul la tratament este îngreunat de prezența stresului. Din cauza asta, noi obișnuim să mai scriem anxiolitice ușoare la pacienți, încercăm să-i convingem să stea la domiciliu, să nu se ducă la servici în perioadele de debut a afecțiunii, și încercăm să-i învățăm să coabiteze cu stresul. Practic, asta este mai mult treaba psihologului, dar ne-am învățat sunt și noi să mai facem câte ceva și în domeniul ăsta. Pentru că ne încurcă foarte tare. Nu numai în afecțiunile tiroidiene, ci și în celelalte afecțiuni. Când e vorba de infertilitate, funcție ovariană, suprarenala, deci peste tot stresul are rolul lui. Dar prin mecanisme diferite. În cazul bolilor tiroidiene, stresul declanșează autoimunitatea tiroidiană. În cazul bolilor, de exemplu, în suprarenală, stresul îmi face hipersecreție de hormoni adrenali. Și iarăși... Da. Pe funcție ovariană, iar ce face, îmi alterează niște pulsații ale unor hormoni care sunt extrem de importante să existe ca ovarul să funcționeze normal și să am, de exemplu, cicluri ovulatorii cu care se pot obține o sarcină. Deci, într-adevăr, stresul... ca în toată medicina, nu numai în endocrinologie. Da, acum am remarcat că, de exemplu, și alți specialiști, atunci când omul descrie simptomele și povestește despre cum se simte și așa mai departe, îi se fac niște analize, totuși îi se cere să facă și aceste analize TSH-ul și ce mai spuneați dumneavoastră? FT4. Da, FT4, tocmai ca să se elimine oarecum și o posibilitate de a nu avea ceva și vreo problemă și cu glanda tiroidă. Da. De asta spuneați de alimentație. Da. Păi e aproape imposibil că și în pâine găsești în toată pâinea, dar sunt produse de panificație care au tot felul de ingrediente pe lângă cele care le știm noi, pe care le știm de la bunici. Da, făină, apă, sare și drojdie. Da. Au tot felul de euri, tot felul de ingrediente, nici n-am auzit de ele, adică sunt niște denumiri numai în cărțile de chimie și biologie le mai întâlnești. Da, deci legate substanțele, așa, eurile din alimentație, în afecțiunile tiroide nu sunt descrise foarte multe euri care
ar interveni în, care ar interfera direct cu funcția tiroidiană, mai degrabă legat de alimentație, aș putea să spun că este vorba de deficitul iodului din alimentație. Sunt substanțe care sunt cunoscute ca goitrogene, adică care duce la deci alimente conținute, de exemplu, în varză, spanac, care ar avea un rol în rapița, care ar avea un rol în mărirea gușii. Iar, în special, florurile, bromurile, tiocianații, astea ar fi ar avea rol în bolile, interferă cu captarea iodului în tiroidă. Deci în momentul în care intervenim cu, venim în contact cu un aliment care ar putea fi contaminat cu astfel de substanțe, acolo da, se pot pune probleme de interferențe cu captarea iodului și după aceea cu insuficiențe tiroidiene sau cu dezvoltarea gușilor nodulare. Că spuneați de iod. De exemplu, până înainte de 90, nu auzeai atât de mult, să fie atât de multe cazuri ale glandei tiroide. Sau erau sau nu puteau fi depistate? Nu puteau fi depistate. Deci erau și nu puteau fi diagnosticate. Îmi amintesc că erau afecțiuni cardiovasculare apărute la persoane care, cum să vă spun, când eram prin anul 5-6 de facultate, ca să pui diagnosticul de insuficiență cardiacă, insuficiența cardiacă întotdeauna era însoțită de o o altă anomalie a cordului. Deci ajungeai la insuficiență cardiacă după ce treceai, de exemplu, printr-o cardiopatie ischemică, o valvulopatie, o hipertensiune, mă rog, alte afecțiuni care țin de cardiologie. Și mi-amintesc un foarte bun asistent de al nostru de la grupă care era tot timpul bucuros că el descoperea că v-am spus eu că există insuficiența cardiacă de novo. Mă rog, îi zicea de novo pentru că el nu găsea bolile astea organice cardiace care să ducă la insuficiență cardiacă. După ce au trecut ani, mi-am dat seama că persoanele respective aveau hipertiroidie. Și de ce? Și chiar mă bucur iarăși că pot să vorbesc și despre asta, pentru că persoana, în general, hipertiroidie este o afecțiune care poate fi recunoscută și fără laborator. Dar atunci când o poți diagnostica și fără laborator, este deja într-un stadiu destul de avansat. Suferința în organism și în organele, v-am spus că sunt receptori în toate organele, dar bineînțeles, mai în primul rând, cordul este interesat și osul. Cordul și osul sunt mai afectate în hipertiroidism. În hiper, că așa, vorbeam de insuficiență cardiacă și sunt formele astea subclinice de boală, în care tabloul clinic nu este extraordinar de prezent. Chiar și noi ne mai înșelăm câteodată în prezența unei hipertiroidii subclinic. Cred că pacientul nu are nimic, dar totuși îi cer analizele pentru că a venit la mine cu niște acuze care mă obligă să exclud o hipertiroidie. Mă gândesc în sinea mea că nu este hipertiroidie și totuși pacientul vine cu tabloul hormonal modificat. După ce îl pun pe tratament, vine și îmi relatează că au, de-abia după aceea îmi descrie niște simptome pe care el le avea, dar cu care era învățat să trăiască, deci el nu se plângea de simptomele respective, era învățat să trăiască cu ele și, și așa îmi dau seama, de exemplu, cât de mult i-a făcut chiar și acea mică modificare de laborator, cât de mult i-a afectat starea de sănătate. Astfel de afecțiuni, care dacă nu sunt recunoscute la o simplă consultație, și care necesită o foarte mare, au foarte mare nevoie de laborator. Dacă nu faci și dacă nu le diagnostichezi prin metodele de laborator, rămân nediagnosticate și ajung să se complice cu bolile cardiovasculare, cu osteoporoza și explică într-un fel faptul că s-a ajuns ca la mulți clinicieni să le ceară, să ceară și testul și FT4, cunoscând că sunt boli tiroidiene subclinice. Deci, da. Dacă bolile care sunt foarte bine manifeste clinic sunt recunoscute și sunt trimise la endocrinolog cu diagnosticul clar. Celelalte care sunt forme subclinice și care au numai o parte dintre simptomele care ar trebui să le prezinte, să fie prezente într-o astfel de boală, sunt trimise cu diagnosticul de suspiciune. Și așa se ajunge ca din multe specialități să se ceară deja acești hormoni fără să fie prezent un tablou clar de boală. În multe cazuri se confirmă, în unele cazuri se infirmă, dar cel puțin această boală ca suspiciune, ca cauză de îmbolnăvire din altă specialitate este eliminată. Da, măcar știi o treabă. Că da, nu, ai scuze de pe lista cauzelor. Exact. Eu v-am întrebat și în ideea că s-a ajuns acum chiar și la o ecografie, să se facă ecografia glandei tiroide. Da.
Și ecografia, iarăși, este un instrument foarte la îndemână. Da. Te spune că unii îl cumpărau cu stetoscopul, cum era mai demult stetoscopul, ecograful a ajuns să fie un instrument. Se și spune despre, eu l-am auzit pe domnul profesor Badea de la Cluj, spunând, și nu știu dacă a reușit să introducă ecografia ca materie de examen. Și el își propune ca în momentul în care un student termină facultatea de medicină, cel puțin la Cluj, tot să știe să manevreze și să utilizeze ecograful, exact așa cum știe să manevreze și să utilizeze stetoscopul. Deci aveți perfectă dreptate, aici ecografia este practic, ca și stetoscopul, o prelungire a mâinii clinicianului. Ce spune o ecografie? Ia ce date vă poate să ofere despre problemele glandei? Eu nu pot să-mi imaginez că am făcut o consultație la endocrinologie dacă nu fac și ecografia tiroidiană. Deci este exact ca și un cardiolog care consultă un pacient, stă de vorbă cu un pacient fără să-i asculte cordul sau fără să-i facă un EKG. Sau ce să vă mai spun, și în cardiologie și ecocordul. Deci nu mai concep ecografia să nu facă parte din consultația obișnuită a pacientului. Deci aproape că n-aș mai percepe ca și metodă paraclinică. Ar trebui să intre în clinică, să facă parte din metodele clinice de diagnostic. Ce văd când mă uit la ecograf? Mă ajută foarte tare ecografia. Pot să spun că în multe cazuri am pus diagnostice de boli endocrine numai după aspectul ecografic. Este foarte bine că pot să o fac, de multe ori o fac în timpul consultației, pentru că deja pot să avertizez pacientul dacă din clinică încep cu examenul clinic. Clinica nu îmi spune foarte multe, trec la ecografie, pentru că pacientul vine cu niște acuze care mă orientează spre zona tiroidiană. Mă refer la acest pacient, că vorbim despre tiroidă. Încep cu clinica, nu îmi spune mare lucru, mă uit la ecografie, deja văd, le corelez câteva acuze clinice, modificări ecografice, automat știu ce să cer, mă duc mai țintit pe laborator dacă am făcut și ecografia și îl și pot avertiza, aveți grijă că o să vă iasă modificat ăsta, nu vă speriați că nu este grav, sau dacă văd ceva care ar putea să fie mai grav, am timp să discut cu el, mă pregătesc să-i dau vestea, că este o afecțiune care necesită o intervenție chirurgicală sau un cancer sau ceva de o afecțiune care să îl întristeze mai tare decât o boală care se tratează cu o singură tabletă pe zi. Și deci se pot vedea foarte multe. Absolut orice afecțiune tiroidiană are și un corespondent ecografic. De multe ori sunt prezente mai întâi modificările ecografice decât modificările de laborator. Am avut și cazuri inverse când laboratorul era extrem de modificat și ecografia tiroideană normală. Asta am auzit-o și la colegi de-ai mei din alte centruri medicale și am găsit-o și prin reviste. Deci sunt descrise, de exemplu, tiroidita autoimună, că vorbim frecvent de tiroidita autoimună, care este cu modificări extrem de pregnante ecografic, cu modificări medii sau cu o tiroidă perfect normală ecografic. Doamna doctor, că ne apropiem de finalul emisiunii, care ne-a spus foarte multe lucruri. Urmează, că eu v-am tot rugat și dumneavoastră ați răspuns foarte, foarte prompt acestei rugămințe a mele, de a continua seria acestor emisiuni legate de glandă, țintit așa pe anumite afecțiuni, să le descriem, să vorbim despre ele, să cunoască oamenii de ce este important să acorde atenție glandei tiroide și de ce este bine să fie cuprinsă în setul de analize, mai ales dacă există anumite antecedente în familie. Trebuie să intre TSH-ul și FT4 în setul de analize, la fel cum intră glicemia și colesterolul, de care a auzit toată lumea. Deci întotdeauna când te duci la medic să-ți faci un set de analize, să vezi dacă ești sănătos, trebuie inclus și TSH-ul și FT4. Iar asta, nu știu dacă am terminat aici ideea cu gravidele și cu femeile însărcinate și cu patologia la femeia însărcinată, este extrem de importantă monitorizarea funcției tiroidene la gravide, pentru că v-am explicat ce rol are în dezvoltarea creierului fetal. Dacă se pune diagnosticul de hipotiroidie la o gravidă, de exemplu, am avut o pacientă care a născut în America și din America a venit la noi să o urmărim mai departe, româncă, plecată cu... a născut acolo și a venit la noi mai departe să o urmărim, îi făceau determinările de hormon tiroidien lunar. În protocoalele noastre de urmărire scrie că se fac la 6 săptămâni, 2 luni. Și mă întreb dacă nu greșim făcând noi atât de rar.
Dar mă rog, nouă așa ne permite protocolul de urmărire, așa face. Deci asta ar trebuie făcute, da, și da, dacă se poate cât bine, mai des. Bine, lunar, nu știu, eu sincer mă gândesc și la gravida respectivă, o chinui, mi se pare prea chinuită să o înțepi în fiecare lună, să-i faci probe de sânge, numai pentru tiroidă, mai ales că ei mai au și alte, sunt și alți parametri de urmăriți în timpul sarcinii. Dar dacă este mai bine pentru făt, trebuie făcut. Doamna doctor, suntem la final, acum vrem așa câteva sfaturi generale pentru toți cei care ne urmăresc, în sensul de a lăsa un pic stresul mai... Da. Aici trebuie să te înveți să coabitezi cu stresul. Coabitarea cu stresul este un capitol important pe care nu sunt eu în măsură să-l dezbat. Cred că aici este nevoie de intervenția unui psiholog, poate chiar și noi medici mai avem nevoie câteodată de îndrumări. Adică trebuie ca stresul pe care îl trăim zi de zi să aibă un impact cât mai puțin asupra sănătății noastre, să-l resimțim cât mai puțin. Asta este cel mai important, pentru că e clar că a devenit deja unul dintre factorii, da, care determină apariția multor boli. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii la noi în emisiune. Sperăm să le fie de folos telespectatorilor noștri toate aceste informații pe care ni le-ați dat și să țină cont de ele. Noi, dragi telespectatori, vă dorim numai bine și să rămâneți în continuare cu Informația TV.